Binecuvântat să fie Domnul, căruia și în cântarea asta ne-am angajat să-i dăm slavă pentru toată veșnicia. Doamne, ajută-ne! Oricum Dumnezeu va fi slăvit pentru eternitate, problema se pune dacă vom fi și noi printre cei care au harul să se apropie de El și să îi slujească. Astăzi să ne oprim și să observăm din Scripturi în ce mod putem să avem control asupra gândurilor noastre. Pentru că mintea omului, așa cum este ușor de observat, fapt valabil pentru toți oamenii, încorporează nenumărate gânduri. În minte se structurează situații complexe. În ce măsură pot să fie ele controlate? Dacă în mintea noastră ar trece numai vreo 100 de gânduri pe zi, poate că ne-am apucat și am scrie, și am bifa așa ca într-un document cu rubrici. Dar când sunt cu miile și cu zecile de mii, mai ține-le socoteala. Cu gândurile e ca și cum s-a apropiat cineva de o turmă și a zis, câte oi ai? Și s-a răspuns, numărul picioarele și împarte la patru. Dacă era greu să numeri oile, cum să faci o socoteală mai complicată? În cartea profetului Ieremia stă scris că inima omului, Ieremia 17:9, e nespus de rea și înșelătoare. Și evident asta se referă la tot ce se petrece în mintea omului. Nu doar că e rea, e înșelătoare. Spunea Domnul Iisus Hristos, citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 7, versetul 21, referitor la ceea ce poate să fie și să degaje apoi mintea noastră, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies și primele pe listă, gândurile rele. Că de fapt toate celelalte se nasc din gânduri. Eu revin asupra întrebării, se poate trăi fără păcat la nivelul gândului? Haideți să citim din 1 Ioan, capitolul 3. Și vă rog, gândiți-vă, dacă este vorba de gândire, cum se interpretează versetele de aici. 1 Ioan 3, citim de la versetul 6. Oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, căci el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavol, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Fenomenele prezentate aici au de a face cu mintea omului. Unde trebuie să rămână cuvântul lui Dumnezeu? În minte. Unde lucrează diavolul în prima fază? În minte? Deci, unde pot să fie înfrânte și nimicite lucrările diavolului? În minte. Nu că nu vor fi bătălii, vor fi. Dar nu se pune problema dacă ai venit rănit de pe front. În primul rând, important este dacă ai biruit. Haideți să privim la câteva confruntări care au loc în mintea umană. Și să nu fim iluzioniști. Știți că în vremea noastră este foarte promovată gândirea pozitivă. Conform cărei a spus pe scurt, dacă tu îți propui să gândești că vei fi cineva, că întotdeauna îți va merge bine, se va întâmpla după cum ți-ai propus, vei fi un om de succes. Am reținut pentru dumneavoastră și un citat dintr-un material mai elaborat pe tema gândirii pozitive. Citez. Dacă este să găsim o ramură a științei în care să încadrăm curentul numit gândirea pozitivă, aceasta este foarte dificil de realizat pentru că termenul este folosit în psihologie, în filozofie, în credințele orientale, în ezoterism și mai nou, a fost adus și în teologie.
Iată două definiții ale gândirii pozitive care descriu în esență ceea ce este ea în contextul nostru modern sau postmodern. Prima definiție. Ci gândirea pozitivă. Și vom vedea că nu aceasta vă recomandăm prin Scripturi. Chiar dacă ea poartă în sine și anumite ingrediente de factură biblică, dar ca și întreg, ea nu este recomandată, nu este aprobată de Scripturi. O primă definiție este o atitudine mentală care pătrunde în gândurile minții, cuvinte și imagini, care duc la creștere, expansiune și succes. Este o atitudine mentală prin care se așteaptă rezultate bune și favorabile, o gândire pozitivă care anticipează numai fericire, bucurie, sănătate, bunăstare și un efect pozitiv al fiecărei situații sau acțiuni. Mă întreb, oare acești gânditori pozitivi cum se simt în fața morții? Când medicul le spune că în mod inevitabil asta urmează. Știți cu ce i-a păcălit diavolul într-o asemenea situație? Să creadă în reîncarnare, că iau de la capăt. Că altă variantă n-au, că moartea e la un pas. O doua definiție. O disciplină care antrenează mintea umană să schimbe o realitate percepută prin a face în mod repetat declarații mentale pozitive. Să spui într-una, voi fi, voi fi, voi face. O persoană practică gândirea pozitivă când dobândește o stare de bine, optimism, un simț al apartenenței, semnificație și scop, care derivă din a face parte și a contribui la ceva mai mare și mai constant decât ei înșiși. Gândirea pozitivă este un proces al alegerii emoțiilor pozitive din stimulii mediului înconjurător și aplicarea lor la percepții și credințe. Obiectivul este crearea unei perspective care se transformă într-o nouă realitate sau într-una mai bună, conform alegerii personale. Asta e teoria. Ce rezultă? E un fel de fata morgana. Fericirea este tot în stația următoare. Dar tu n-ai bilet decât cu un an mai înainte. Dar haideți să observăm de fapt ce se petrece în mintea noastră ca și confruntare în lupta de control a gândirii. Și aici vă rețin cu trei idei. În primul rând, trebuie să avem un inventar al minții noastre. Ce gânduri ne vin sau nu ne vin și ce gânduri rămân sau nu rămân în minte? La un moment dat, pe stoc, ce cuprinde gândirea noastră? Asta depinde de viziunea unui om sau de orbirea lui. Scrie în Deuteronom că la Dumnezeu, Dumnezeu la unii drept pedeapse le-a orbit mintea. Nu la fel gândește un om lucid față de unul afectat mental. Depinde de asemenea de prezența sau absența unei nevoi. Nu la fel gândește un om flămând ca unul sătul, unul sărac față de unul bogat. Depinde de stările fizice. Un gen de gânduri va avea mai proeminente un bolnav, un sănătos, un tânăr față de un bătrân, diferă în gândire. Depinde de stările sufletești. Nu la fel gândești cu o zi înainte de nuntă sau o zi după ce te-ai certat cu nevasta. S-ar putea să vezi căsătoria când în roz, când în negru. Spunea o biată femeie care a avut parte de căsătorie cu un om cu orientare vinovată, după câțiva ani de traumă în familie, nu pot să mă duc la slujbe când sunt nunți. Am impresia că mă introduce în colivie și mă coboară mina de cărbuni, datorită eșecurilor prin care a trecut în viață. Dar, la urma urmei, acest inventar al minții poate să fie o magazie cu rafturi și etichete, o minte sistematizată, sau poate să fie un hazard. Toate la un loc și toate la îndemână. Numai că sunt undeva peste mână uneori, că nu n-apuci să le iei nici de cap, nici de coadă și să le așezi în raft. Știți episodul acela din 2 Reși, capitolul 6, când sirienii s-au dus să-l aresteze pe Elisei?
Cum credeți că a lucrat Dumnezeu în mintea lor? I-a orbit, n-au mai văzut, nu și-au dat seama, au fost conduși până în centrul Samarii, puteau fi arestați în orice moment, executați. După aceea, profetul s-a rugat și mintea lor a gândit normal. Cred că, mergând spre casă, au avut alt gen de gânduri decât cele cu care au venit înspre țara lui Israel. Vă citesc și versetul din Psalmul 94, versetul 19, care face o referire generală la ceea ce poate să inunde la un moment dat, cum spuneam într-o lecție anterioară, un import de gânduri, ne năvălesc datorită atâtor situații. Când gânduri negre se frământă cu grămada, accentuiesc grămada, înăuntru meu, că dacă ar fi numai două, trei, te-ai apărat de ele. Ca și cu emigranții ăștia. Cum să-i oprească 10 polițiști pe 1000 de emigranți? Sau 100 pe 3000? Năvălesc, când pe o parte, când pe alta. Vă amintesc și două versete, unul din Ieremia 3, referință pentru un gând care nu-ți vine în minte. Lipsește din inventar, aici de la Dumnezeu citire era așa. Ieremia 3:16, când vă veți mulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând, nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor face altul. Sunt 5 referințe. Nimeni nici nu va pomeni, nici nu se va gândi. Dar după ce l-avem pe Domnul, cine mai trebuie nouă chivotul acela, nu? Din lemn de sarcân polit cu aur. V-ați gândit careva de când sunteți mântuiți că ce e rău e că în adunare n-avem un chivot de asta? V-ați gândit careva? Vedeți că s-a împlinit ce scrie? Nu mai avem nevoie de asta. Scrie tot în Isaia, în profeți, că în împărăția lui Dumnezeu lucrurile zice pe pământ nu ne vor mai veni în minte. Din inventarul minții noastre din cer vor lipsi aceste lucruri. Nu mai se constituie într-o nevoie. Nu mai sunt niciodată de actualitate. În alt cuvânt, Ezechiel, capitolul 38, aici este vorba de Gog și Magog, la împresurarea Țării Sfinte, versetul 10, Dumnezeu știa cu mii de ani înainte ce vor gândi, ce aglomerație de gânduri va fi. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, în ziua aceea multe gânduri îți vor veni în minte și vei urzi planuri rele. Frați și surori, legat de ideea asta, să fim atenți ce introducem în inventarul minții noastre. Că dacă ai o durere, te gândești vrând nevrând ce boală ai și cum se tratează. Dacă ți-e frig, vrând nevrând te gândești că trebuie să-ți iei o haină dacă o ai. Dar totuși un lucru care ar putea să lipsească din inventarul minții noastre. Să nu lăsăm pe oricine să toarne în cap la noi tot ce vrea. Asta intră prin simțuri, prin ureche, prin ochi. Îmi zice cineva odată, vrei să spun o pontă creștină? Și am auzit în urmă cu 15 ani. Zic, hai, cruță-mă, să nu fiu nevoie să o țin și eu în minte 15 ani. Dacă tu 15 ani nu te-ai putut scăpa de ea, vrei să mi-o livrezi acum mie? Deci să evităm pe cât se poate din inventarul minții noastre anumite gânduri. Amin? O a doua idee. Gândurile odată încorporate în minte sunt de două feluri, din punct de vedere a controlului, ce poate fi exercitat. Gânduri dominante și gânduri dominate. Gândurile dominante sunt cele în care noi suntem supusul și altul este stăpânul. Situații întâlnite în cazul celor posedați sau în stările grave de depresie. Un astfel de om nu poate să depășească un gând, îl robește. Să ne gândim la Iuda. Cum se ajunge într-o asemenea situație? Citesc Evanghelia după Ioan, capitolul 13. O vreme,
gândul vinderii Domnului a jubilat în mintea lui cu diferite accente. A fost un gând ce putea fi încă dominat, controlat. Asta cred că era încă în 13:2. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscorioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vând. În inventarul gândurilor lui Iuda exista și gândul vânzării. Dar cred că încă nu era dominant. Dar scrie tot aici în versetul 27, cum a fost dată bucățica, a intrat satana Iuda. Înainte intrase numai gândul pus de diavol. Iisus i-a zis, ce ai să faci? Fă repede. Și a ieșit în grab afară, era noapte. Din momentul acela, Iuda a pierdut controlul. Ca și în cazul altor demonizați, scrie despre unul în Luca 9, se plângea tata și spunea, când l-apucă Duhul, l-apucă, îl trântește și nu pleacă până la strop și de tot. Oameni care nu se mai pot împotrivi. Dar cât despre noi și despre majoritatea gândurilor, sunt gânduri care pot să fie dominate. Acestea, la rândul lor, am putea spune că se împart în două categorii, tot din punct de vedere a controlului. Unele care pot fi dominate ușor. Când un gând poate să fie învins cu un alt gând. De exemplu, cineva a trecut pe lângă tine și nu te-a salutat. Și poate să-ți vină șoapte de la diavol, vezi? Are ceva cu mine. Dar tu îl biri imediat cu un alt gând. Nu e adevărat, n-a fost atent și mie mi s-a întâmplat altă dată. Și treci mai departe. Sunt însă gânduri care nu pot să fie controlate atât de ușor. Doar în urma unor lupte. Gânduri la care uneori trebuie să cere ajutor și de la alții. Poate trebuie chiar să te mărturisești. Dar în final și acelea pot să fie controlate. Așa cum citim un verset de referință pentru lecția noastră, 2 Corinteni 10, versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții. Nu alții au acces în mintea noastră să răstoarne aceste tarabe ale diavolului pe care își expune marfa. Noi, cum a făcut Domnul la templu, ordine. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime, deși locuri sau lucruri mai greu de cucerit sau de învins, ține de puterea noastră de control și de biruință. Și mai facem aici o mențiune, într-o a treia idee, unitatea în gânduri, la bine sau la rău, când e vorba de un grup, de un mediu, generează o forță mai puternică. De exemplu, dacă toți gândesc așa, nu e chiar atât de ușor, tu simplu să faci opinie separată. Dar la fel, dacă toți gândesc bine, ți este mai ușor. Te ajută toți. Îmi spunea un biet frate la Bruxelles că s-a dus la o întâlnire carismatică din ăștia care cad pe spate. El stătea în rândul al patrulea în picioare. Zice, eu am știut că nu-i bine și am vrut să mă țin. Dar când s-au răsturnat trei rânduri peste mine, cum să stai în picioare? Am căzut și eu, apoi m-am adunat cumva și m-am ridicat. Când s-a dus solul după Mica la propunerea lui Iosafat să mă aducă un proroc, știți ce i-a zis? Toți într-un gând sunt așa. Cred că le-a fost ușor la cei câteva sute de proroci să prorocească, toți proroci așa. Nu i-a fost ușor lui Mica să gândească să fie altfel. La fel spuneam, este în cazul pozitiv, cum scrie în Fapte 15, cu ocazia întâlnirii ședinței de la Ierusalim, versetul 25, citim, noi, după ce ne-am adunat cu toți la oaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni ca să-i trimitem la voi împreună cu preiubiții noștri Barnaba și Pavel. O hotărâre unanimă, pozitivă. Însă, mai citim și din Apocalipsa, capitolul 17, pentru că asta e ceva de viitor. 17:13. Aici va fi greu. Când nu doar o adunare sau o comunitate locală, când toată lumea va gândi la fel,
Mai Sfinții lui Dumnezeu să gândească altfel. 17:13. Toți au același gând. Și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Vot unanim. Evident, Sfinții vor face excepție și va fi confruntarea. Mai întâi în minte, scrie versetul următor, ei se vor război. Va participa mielul, oștile sale, și le spune partea a doua versetului 14, și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Și biruința va fi câștigată mai întâi în minte. Vreau să prezint în continuare câteva atitudini recomandate în vederea exercitării controlului gândurilor noastre. O primă atitudine. Omul își poate alege subiectele la care să mediteze. Asta înseamnă că noi putem să aducem în dezbaterea noastră gândurile care vrem să spună cuvântul. Și ce e mai important, dacă suntem sub călăuzirea Duhului Dumnezeu, El preia această funcție a minții. E foarte important ce îi spui minții tale să gândească. Sunt și alte gânduri care vin fără să ți le propui. Și am întâlnit persoane care se întrebau, gândurile astea sunt de la mine sau de la diavol? Da. Dar tu poți să-ți propui o categorie de gânduri, câteva subiecte care să fie de la tine. De exemplu, îmi propun să mă gândesc la crucea Domnului de pe Calvar. Îmi propun să mă gândesc la cetatea cerească. Nu-ți poți propune un asemenea subiect? Ba da. Dacă ți-e greu să gândești, te apuci și citești. Din Evanghelie, din Apocalipsă. Ca în dezbaterea din mintea ta, să aduci oameni care să fie în favoarea ta, spus așa figurativ. Să-l aduci acolo pe evanghelistul Matei, l-aduci pe apostolul Ioan, să mai spună și ei ceva. Să nu te bați tu singur. Alegeți subiectele la care te gândești. Și cele mai potrivite subiecte pentru asemenea situații de confruntare în minte sunt cele pe care Duhul Sfânt le șoptește. Gândește-te la aceasta. Zice în Romani 8:14, cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Sau spune 1 Corinteni, capitolul 2, acolo unde se vorbește de gândirea divină, de gândirea omului, de posibilitatea Duhului Dumnezeu de a informa, de a ne forma pe noi. Se încheie ideea aceea în versetul 16, că cine a cunoscut gândul Domnului să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Care era gândul lui Hristos? Ce spune el? Că m-am pogorât? Să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Deci noi ne putem propune gânduri din voia lui Dumnezeu, din lucrările sale. Și spune Scriptura în Galateni 5:16, fiind vorba de confruntare, că Duhul Sfânt ne poate cârmui. Este ca într-o dezbatere în care Duhul Sfânt să fie moderatorul și să spună, acum ia cuvântul X, Y, și să nu discut doar așa într-un dialog cu diavolul, că vorba aceea te bate în dialectică. Să dăm cuvânt celor care știu să vorbească. Să spunem la un moment dat, să vedem ce zice Dumnezeu despre asta. Prin robii săi din Scriptură. Un câștigător a Premiului Nobel pentru Medicină în 1906 spunea, orice ființă umană, dacă își propune, poate să fie sculptorul propriului său creier. Eu aș îmbunătăți exprimarea aceasta spunând că, beneficiind de puterea Duhului Dumnezeu, chiar că sculptura creierului nostru va fi în final o frumusețe, un lucru de artă. Pentru că noi putem să-i dăm drept lui Dumnezeu să ne dicteze în minte la ce să ne gândim. O a doua atitudine recomandată. Este foarte legată de prima,
să practicăm meditațiile sfinte. Asta că avem lupte, că nu avem. Spune Scriptura în Psalmul 1 și nu uitați că psaltirea și acest psalm, deci începe cu cuvântul ferice. Și în Proverbe 16:20 spune, ferice de cine? Sau cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea, scrie acolo. Versetul 2. Nu-și găsește plăcerea, aici în versetul 1 nu se așează, nu se duce, nu pierde vremea pe Facebook, pe forum, nu se stea la taifas online. Ci-și găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Asta nu înseamnă să nu-ți faci lucruri, să nu poți te concentrezi ce trebuie să pui în supă sau în prăjitură. Că tu trebuie să cugeți. Și spui, acum am ajuns la versetul 15 și nu-mi iese prăjitura că nu voi să sar la 16. Nu despre asta e vorba aici. Ci din orice, în orice moment din zi sau din noapte să fii gata să te gândești la legea lui Dumnezeu, la lucrările sale. Asta face bine minții. Am fost îndemnați la unul din îndemnurile de la timpul de rugăciune, din Psalmul 103, nu uita nici una din binefacerile Lui. Dar de ce să ne gândim doar la binefacerile care ne-a făcut Dumnezeu nouă? Să ne gândim și la binefacerile făcute de Dumnezeu altora. Și de-a lungul istoriei, și lista este foarte lungă, spune Scriptura, cine își va adânci privirile în legea desăvârșită. Oamenii care gândesc la Scripturi sunt oameni profunzi și pe bună dreptate se spune că apele adânci nu se tulbură repede și apelor mari nu le poate fi schimbată ușor albia. Da, dacă mintea noastră e numai cât o băltoacă și noi ne gândim doar așa la ceea ce se spune la știri și la ce ne spun colegii și la ce ne telefonează prietenii, asta imediat se întulbură, ne dau alții cursul pe unde vor, votăm când cu stânga, când cu dreapta, așa, după cum ni se pare nouă. Iată câteva versete din psalm în privința aceasta. Psalmul 63, versetul 5 și 6. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Dar de unde atâta entuziasm? Ascultați ce spune versetul următor. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții. Sunt oameni depresivi care nu pot dormi. Alegeți subiecte din Biblie sau, cum spuneam, cele sugerate de Duhul Sfânt. Este un verset frumos în Isaia 40, referitor la creație. Un subiect interesant, poate la unii le place știința. Dar și care nu-i savant sau nu are o predilecție spre diferite domenii științifice, tot se poate gândi la însăși creația sa, la ceea ce vede, la ceea ce folosim toată ziua din natură. Isaia 40:21, nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început. Și următoarea întrebare, nu v-ați gândit niciodată la întemeirea Pământului? Subiect de meditație, nu? Adică Scriptura poate să fie un subiect de meditație din Genesa, de la creație, și până în Apocalipsa, gândiți-vă la cele de sus, e atât de lungă lista, e ca în povestea aceea, nu-i poveste, e realitate, cu fetița la ora de religie, când a scris despre Dumnezeu până s-a spus că a expirat timpul. Și pe cealaltă coloană despre diavolul n-a scris niciun rând. Și a întrebat, dar eu am hotărât punctajul jumătate, jumătate. De cine a scris ceva de diavolul? Și fetița foarte sinceră a spus, dar eu n-am timp să scriu despre Dumnezeu și dumneata mă întrebi cine a scris de diavol. Dar asta ar trebui să fie valabil pentru gândirea noastră. Doamne, ajută-ne! O a treia recomandare. Am numit-o rugăciunea pentru minte. Vedeți, noi ne rugăm, sau dacă vedem că suntem afectați, ceva probleme cu stomacul, nu mai putem mânca, și intră în conflict cerul gurii cu gusturile, cu simțurile stomacului. Dar de ce nu ne-a rugat pentru minte? Doamne, ajută-mă să nu introduc în mintea mea decât ceea ce trebuie, ajută-mă să știu să rulez, dă-mi, Doamne, pace, sănătate în gândire. Cred că asta are de-a face cu măsura de plinătate
a Duhului. Spunea David în Psalmul 139, final, Doamne, cercetează-mă, vezi cum gândesc. Dacă inima e nespus de rea și înșelătoare, cum să nu rugăm pe Dumnezeu să vecheze asupra ei? Dar ce frumoase sunt versetele acelea din Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Ca să nu ne influențeze tot ceea ce întâlnim, nu vă îngrijorați de nimic. Și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciune și cereri cu mulțumiri. Am o problemă? Mă rog, Doamne, nu lăsa să mi se tulbure mintea de la aceasta. Scrie în versetul următor, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile, cu rugăciune, nu fără rugăciune. Să ne dea Domnul har în asemenea rugăciune. V-am spus cândva, dar îmi vine în minte aici, că asta mi-a rămas în inventar, că odată pe front, când ajunseseră la o școală, nu era încălzită, că era bombardată, dar cel puțin nu mai dormeau în tranșee, s-au bucurat toți soldații, gradații, ofițerii, și când i-a adunat pentru o inspecție de front în curtea școlii, i s-a dat ordinul unui caporal credincios, sau sergent ce era, nu mai știu, să plece urgent într-o misiune în satul vecin. Și el a zis, Doamne, dar eu m-am bucurat că toți ceilalți, că voi dormi sub un acoperiș. Și până să pregătească ceilalți doi din subordinea sa cel necesar din dotare, el a intrat repede într-o magazie, a tras ușa după el și a spus, Doamne, te rog, ajută-mă să nu-mi pierd pacea în situația aceasta. Și scris că orice cerem cu credință în numele Domnului Iisus, Dumnezeu ne dă. A venit peste el o pace, a luat cei doi soldați, a plecat în misiune, care n-a durat și acolo în sat a fost culcat într-o familie, într-o casă încălzită și pentru că el era gradatul, comandantul celei grupe de misiune, a dormit singur la mansardă în camera de oaspeți. Acolo a mulțumit încă o dată Domnului și spunea el apoi, bucuria mea a fost că mi-au fost păstrate gândurile în pace, că imaginați-vă dacă până în camera aceea încălzită eu într-una comentam, mai aveam eu somn dulce după aceea. E foarte important să ne rugăm ca să nu ne pierdem cumpătul. Amin? O a patra atitudine recomandată. Să cultivăm o conștiință curată, educată după Scripturi. Ca nu cumva nouă să ni se pară că nu avem nicio bătălie de dată. Am mai întâlnit și astfel de oameni. Ei cred că sunt ok, cum avem noi precizarea asta foarte sintetică. Dar dacă ar intra să cerceteze în lumina Scripturii, și-ar pierde pacea. Un păstor ne-a povestit că era cu niște tineri undeva în natură, ei toți se jucau, voie bună, și apropie de ei și spune, voi ați avea ocazia aici să vă cercetați înaintea Domnului. Fratele, sunt credincioși. Și le-a dat lista aceea, ce v-am dat-o și eu cândva, cu mai multe păcate scoase din Biblia, acel păstor o extrăsese. Personal mi-a povestit. Și când s-a uitat, a spus, bifați, nu aveți probleme. Și cine are probleme? La mărturisire. Nu a mai rămas niciunul pe terenul de joc. S-a făcut coadă la mărturisire. Că dacă nu-i conștiința educată, ce se poate părea că nu ai nicio problemă. Dar asta nu rezolvă lucrurile. Să poți ajungi să spui ca Pavel, spune el în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 3, cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată, ba însă nici eu însumi nu mai mă judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Și totuși nu pentru aceasta sunt socotinit prin cel ce mă judec este Domnul. Da, atunci cum era atât de stabil Pavel? Ascultați scrierea lui Timotei, de unde dobândise el pacea asta, 2 Timotei 1 cu 3. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat. Și l-a spus la un moment dat într-o ședință pastorală, sunt curat de sângele vostru.
El a fost curat și înainte. Nu mai credea că face bine când persecuta pe credincioși. Și spune el în Roman 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Deci să nu îndepărtăm acest pasnic. O conștiință curată, care e bine să fie formată la copii de mici, e un pasnic bun toată viața. O conștiință curată nu e ca un coleg de bancă pe care îl întreb, ce zice, am rezolvat bine exercițiul ăsta? Și el e tot ca tine la matematică. Să spună, cred eu, așa am scris și eu. Și când colo primiți amândoi nota 4. Dă vină, cine pe cine? O a cincea recomandare. Evaluarea consecințelor și a viitorului. Este un verset bogat, aș spune, în Deuteronom, capitolul 32, în cântarea lui Moise, cântare pe care evreii trebuiau să nu uite și nici n-au uitat-o că a fost profetică, 32:29. Dacă ar fi înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi la ce li se va întâmpla. Deci să nu fim miopi în gândire. Mănânc acum că îmi place. Cum ziceam înainte, așa m-am înțeles cu cerul gurii, bun la gust, dă-i pe gât la vale. Pe când ajunge în stomac, întreabă, ce ai făcut? Ce se fac acum? Fi făcut? Dar asta e o chestiune minimală. Dar dacă faci o prostie mai mare. Am mers odată cu niște băieți într-o misiune și au făcut o depășire riscantă și îl întreb pe șofer, zic, auzi, tu te cunoști cu ăsta din mașina cealaltă, v-ați înțeles înainte să faceți manevra asta? Păi nu. Dar atunci cum ai riscat dacă nu te-ai înțeles dinainte? Să gândim cu bătaie mai lungă. Ei, când o fată o ia un băiat în brațe, îmi spune o beată fată, mă simt extraordinar. Zic, dar gândește cum o să te simți și la nuntă după ce te-au purtat în brațe care cum. Cum ar fi dacă de la ușa adunării până la amvon, toți care te-au purtat în brațe să te mute tot câte două bănci? Păi și ăsta m-a purtat în brațe și ălalt, și ălalt. Păi, mai spune că ne bate în joc de tine. Tu îți bagi joc de tine, că nu te gândești la ceea ce urmează. Asta spune în Eclesiastul 11, în mod deosebit la tineri. Cât se gândesc atunci când își expun trupul, ei sunt puternici. Câte fete care umblă cu tocuri de 8 cm se gândesc cum o să arate degetele la picioare și șoldurile, oasele bazinului când o să aibă 50 de ani. Ah. Câți tineri care umblă iarna dezbrăcați cu șalele goale se gândesc cum sunt durerile de reumatism, nu? E treaba lui bunicul. Da, numai. Când o să ai și tu nepoți, o să fii și tu pe bunicul, nu? Zice în Eclesiastul, capitolul 11, versetul 8. Deci dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească și multe vor fi zile de întuneric. Ce urmează? Bucură-te, tinere, tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi, nu să știi, dacă nu te gândești. Căci pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Câți oameni în viață spun, dacă aș mai trece odată pe acolo, aș face altfel, dar când ai trecut pe acolo, de ce nu te-ai gândit că urmea să treci pe aici? Doamne, ajută-ne măcar de acum să gândim mai bine pentru ceea ce urmează. Că nu degeaba se spune că la român e bună mintea, eu spun altfel, e bună după masa și el lucrează numai schimbul întâi. Dar asta e rău de tot. Că după ce ne-am trezit, la ce mai ajută? După război, altă strategie trebuia aplicată. O șasea atitudine recomandată, și aici e lupta grea, împotrivirea la gândurile de ispită.
Deci rugăciunea e la loc, trebuie să fie la locul ei, cititul Bibliei și are valoarea lui, alegerea subiectelor e foarte importantă, dar tot mai rămâne o parte de bătălie. Adică orice ai în dotare, tot mai există o confruntare directă care se dă. Și ne pot ispiti toate soiurile de gânduri. Scris pe Domnul Iisus că a fost ispitit în toate felurile. Să nu-ți imaginezi că dacă n-ai fost lacom până la 30 de ani, gânduri de lăcomie la tine nu o să vină niciodată. Cine știe sub ce formă? Orice gând poate să ne apară la ușa minții noastre și a spus Dumnezeu lui Cain, Geneza 4:7, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești, de să fii tu dominant și gândul să fie dominat, tu să-l stăpânești. Și acum mergem din nou să-l aprofundăm citatul acela din 2 Corinteni 10, care v-am spus că e de referință pentru lecția noastră. Citim de data asta 2 Corinteni 10, de la versetul 3 la 5. Măcar că trăim în firea pământească. Ce înseamnă asta? Că ne pot încerca toate poftele, ca pe oricare alt om, nu? Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Observați ce m-a spus la punctul 1, călăuzirea. Pe cine aducem în dezbaterea minții noastre? La ce subiecte medităm? Căci armele cu care ne luptăm noi, v-a să zic că suntem dotați, nu sunt supuse firii pământești. Deci nu le poate înfrânge pofta să deschidă ușa forțată. Și sunt puternice. Dar cum? Ce dotări avem? Întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Vedeți, asta e ce am citit în Ioan 3, că Domnul Iisus a venit să nimicească lucrările diavolului. Pot să fie întărituri dure de nisip. Domnul trimite vântul său și le duce. Pot să fie stânci în cale. Dumnezeu este, are cuvântul lui ca un ciocan care sfărâmă stâncă. Dinamitează totul. Iată cum putem să fim biruitori. Versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții. Deci cade ceva în sarcină noastră să folosim aceste tunuri a căror muniție Dumnezeu ne-a pregătit-o la îndemână. Ne dă cuvintele necesare, gândurile de care avem nevoie. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, da, trebuie să fim temă o cunoștință al Dumnezeu cu cititul Bibliei, cu cunoașterea sfântă. Și orice gând, rețineți, repet, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ce înseamnă asta? Exact cum ar fi procedat Domnul Iisus Hristos, așa procedez și eu. Dacă Domnul nu validează acea idee, eu am putere să o resping. Sau înțeles altfel textul acesta? N-am forțat deloc citirea. Deci Dumnezeu ne dotează la nivelul minții. Dar asta ține tot ce am vorbit până aici. De meditații, de rugăciune, de o conștiință curată. Dumnezeu să ne facă biruitori. Peste ură, peste mândrie, peste păcatele trupului, peste toate. Cum a spus Domnul ucenicilor, Luca 10, veți călca peste toată puterea vrăjmașului, v-am dat putere. Și nimic nu va putea sta împotriva. Hai să citim versetul acela, acolo e vorba de două puteri. Luca 10, de la versetul 18. Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere. Expresia dunamis, de unde avem noi cuvântul dinamită. V-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpi, peste toată puterea vrăjmașului. Observați, cuvântul putere apare două ori. Puterea care ne este dată nouă și puterea vrăjmașului. Dar cine e mai tare? Cum spune și în epistole. Va fugi de la voi. Împotriviți-vă lui tare în credință și el... Auzi, când cineva fuge, e și frică. Adică își dă seama că n-are nicio șansă. A fost o vedenie cândva pentru casa noastră, că era o armată demonică în jur care ne asedia. Și le-a fost îngăduit în parte să
lovească, să mai cadă din tencuială, să mai fie câte o gaură. Și noi trebuia așa, într-una, să trimitem în sus plicuri albe la rugăciuni către Dumnezeu. La un moment dat, uștirea asta demonică, văzând că totuși casa nu cade sub asediu, s-a uitat să vadă de unde rezistența. Și când au văzut plicurile astea și colaborarea cu cerul, asta ne-am bucurat în vedere și au adunat armele și au zis, aici nu putem fi biruitori. Dumnezeu să dea biruință tuturora. Tot în vederea câștigării bătăliei, a siguranței, a încrederii noastre în Dumnezeu, citim 1 Petru capitolul 4, de la versetul 1, tot legat de gândire. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi. Vă să zic că și Petru, ca și Pavel, ne spune că trebuie să fim bine echipați, cu același fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Înarmați, echipați în minte. Doamne, ajută-ne să trecem pe la casa ta de arme. Știți că și călătoria creștinului a avut și un asemenea loc să se echipeze. Și s-a bătut cu Apolion și cu toată șleata demonică. Dar a ajuns în final să treacă apa dincolo. Și un al șaptelea sfat, poate sunt cam multe, așa mi s-a dat să vi le notez, am numit controlul extern. S-ar putea la un moment dat să n-am biruința asupra unui gând și să am eu impresia că fratele ăsta sau sora asta are ceva cu mine. Dacă nu pot întru totul să controlez gândurile, măcar să controlez limba. Să nu-i zic, să mă abțin. Dacă ești ispitit tare, ești băiat tânăr, se pare că o fată, îi zâna zânilor și să nu o scap, știu eu, sau te atrage cu frumusețea ei, vrea să te ademenească, cum scrie în Proverbe. Dacă nu ți-ai putut controla totul gândirea, măcar controlează-ți vorbirea și nu scăpa vreo vorbă să-i spui că e simpatic. O fi pentru cineva și luptă de mai departe ca să poți câștiga bătălia în minte și să nu fii nevoit să te exteriorizezi, să dai în exterior ceea ce ai. Pentru asta am ales un verset din Psalmul 49, unde zice în versetul 3, gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată, nu dau drumul numai la ce merită. Am auzit pe un frate spunând, am o noră care nu știu ce are în cap, dar niciodată n-am prins-o vorbind ceva despre care să spun mai trebuia să adaug o vorbă sau trebuia să lipsească vreuna. Și l-am auzit spunând de mai multe ori, nu știu ce are în minte, dar cel puțin de grăit știe ce trebuie. Așadar, asta e o ultimă formă de control, ca să nu afle nimeni că slavă Domnului nu se vede după frunte ceea ce gândim noi. Să încheiem, frați și surori, să recapitulez aceste șapte, hai pe scurt. Deci să alegem subiecte la care să ne gândim din timp, să le avem la îndemână. 2. Să practicăm meditația sfântă. 3. Să ne rugăm pentru minte. 4. Să avem o conștiință formată, este pasnic cu minții. 5. Să evaluăm consecințele pe termen lung. 6. Să ne împotrivim, că Dumnezeu ne-a dotat cu armament care așa ca la gornistul lui Napoleon, când era să piardă bătălia, sună retragerea. Și ăsta s-a uitat la monarh. Sună retragerea, că pierdem soldați. S-a uitat. Băi, nu, dar eu ce am spus. Am auzit, dar eu niciodată până acum n-am sunat retragerea și nu știu cum sună. Până acum am mers înainte. Tot așa mi-ai spus. Înaintare, înaintare. Da, m-ați învățat voi să sună retragerea. Cine ne învață pe noi să sunăm retragerea? Nu. Prin Domnul vom fi mai mult decât
biruitori. Amin. În final, v-am spus să folosim și controlul extern, chiar dacă nu-i biruit un gând, măcar să nu se materializeze în fapt sau în vorbire. Așadar, putem spune în concluzie că o gândire profundă care poate să păstreze controlul gândurilor, să biruim ispitele, să biruim invazia informațională, se realizează prin conectarea la gândirea lui Dumnezeu. Cu cât gândim mai asemănător cu Dumnezeu, cu atât suntem mai în formă, mai biruitor la nivelul minții. Asta spune Filipeni 2. Citesc de la versetul 1. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, nu în afară, vreo mângâiere în dragoste, vreo legătură a Duhului, nu a firii, dacă este vreo milostivire, vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă, nici din slavă de șartă, fiecare se privească pe altul mai presus decât însuși. Și acum versetul 5, peste toate, să aveți în voi gândul acesta care are Hristos Iisus. Să ajungem să gândim ca Domnul. Și dacă vom face tot ce am citit, cum am amintit la momentul potrivit și din Filipeni 4, pacea lui Dumnezeu. Cu cât gândim mai ca El, avem mai multă pace și ne vor fi păstrate, scrie aici în 4:7, inimile și gândurile în Hristos și vor rămâne în acest perimetru sacru. Doamne, ajută-ne! Și o ultimă idee care de fapt face legătura cu lecția următoare, dacă Domnul ne ajută să ajungem, controlul gândurilor este baza unei vorbiri corecte și unor fapte sfinte. Dacă suntem stăpâni peste minte, gura n-are probleme. Căci gura de unde vorbește? Din prisos. Să avem noi inventar bun și lucrurile aranjate pe raft, că atunci când servim, nu va fi problemă. Să gândim frumos și nu vom face fapte urâte. Spune în Proverbe, capitolul 14, și cu asta fac legătura cu acea variantă alternativă a gândirii pozitive. Gândirea pozitivă mare în vedere pe mine, gândirea divină are în vedere planul lui Dumnezeu și pe toți oamenii. Ceea ce este desăvârșit. Gândirea pozitivă îmi creează, îmi creionează, că de fapt nu creează doar în minte un viitor ilustru, dar ceea ce ne pregătește Dumnezeu este cu adevărat minunat. Părerea mea că gândirea pozitivă e ca și cum ai spune la un copil de 3 ani, băiete, scrie repede pe listă tot ce îți dorești în viață. Ar fi mulțumit, ar fi destul că dorește un copil la 3 ani să aibă în viață. Mai târziu m-ar întreba, anexe nu sunt. Aș mai adăuga. Le-a notat Dumnezeu de la început pe toate. Noi trebuie doar să luăm act de ele și să devenim părtași cu vremea. Citesc din Proverbe, în ultim verset, 14:22, și acest verset de referință pentru întreg studiul nostru. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, de aici pleacă toate cărările greșite. Dar cei ce gândesc binele, ca individ, ca și colectivitate, lucrează cu bunătate și credincioșie. De unde pleacă bunătatea și credincioșia? De aici, de la minte. Doamne, ajută-ne să biruim, să demolăm tot ce e rău și Dumnezeu să se impună, să ridice în mintea noastră construcțiile sale binecuvântate, structurile sale de har și de putere. Asta până când voi mai rămânea lupte în minte, că vine vremea când vom trece apa și nu mai ajung ghiulelele diavolului până dincolo, ca să ne bombardeze la minte. Acolo nu mai bate nici vântul, va fi numai vreme bună. Însă, până țin norii și ceața, să ne luptăm, că Domnul vrea să ne dea biruință. Amin.